Se zice că frumusețea e umbra lui Dumnezeu peste univers. Aristotel spunea că frumusețea e dar de la Dumnezeu. Și apropo de că e efemeră, Molière spunea că e ceva efemer, e o floare trecătoare care ține numai de epidermă, frumusețea chipului, că trece foarte repede. Și zice că frumusețea, cel mai important, să vezi frumusețea uitându-te prin ochii unei femei și să vezi frumusețea din inimă, știți? Adică, da, foarte puțin se uită să ajungă la frumusețea sufletească, știți? Din păcate, e un pic de analizăm lucru, un om după cum arată aspectul exterior. În formă, avem surprize, dar asta este, știți? Da, dumneavoastră vă loviți de asta în fiecare zi, probabil, în meseria pe care o practicați. Femeile își doresc să fie perfecte sau bărbații care vin de mână cu femeile, acei bărbați își doresc ca femeile de lângă ei să fie perfecte. Perfect nu există. Nu ne-a făcut Dumnezeu perfect. Cred că nici, se zice că nici n-am fi frumoși, dacă interesanți, da. Nu există perfecțiune decât Dumnezeu o face. Deci natura asta, tot ce ne înconjoară, dar noi nu suntem perfecți și niciodată nu promit, adică sub nicio formă. Dacă vine o pacientă și spune că aș vrea să fie, spune că ar vrea să iasă perfect, o trimit la alți colegi care știu să facă perfect, eu nu știu. Dar cum știți să faceți dumneavoastră? Cât mai bine, cât mai bine. Adică bine înseamnă în armonie cu ceea ce Dumnezeu a lăsat deja. Exact, da? Proporțional. Da. Apropo de sân, de exemplu, le spun că un sân nu e frumos dacă e imens, dacă e mare. E frumos dacă se armonizează cu corpul. Un nas, iar nici prea mic. Sunt niște repere, niște proporții la nivelul feței, știți? Adică și peste tot. Adică nu, tot timpul trebuie să fie, să nu ieșim din normal. Foarte mult. Vedeți că se poartă acum fețele astea triunghiulare, în fine, tot felul. Eu nu fac așa ceva, deci... Aia e treabă de modă? Cred că e treabă de modă. De televiziune, de Instagram, de toate astea, da. Așa cred. Fiindcă, da, dacă... În fine, nu vreau să... Dar eu încerc să nu fac asta și fac chestii normale. Chirurgia estetică, cel puțin. În urmă cu 8 ani, aș vrea să aducem asta în discuție. Ați reușit să promulgați o lege prin care să fie gratuită operația de reconstrucție a sânului după cancerul mamar. Da, deci practic statul să suporte costul protezelor. Exact. Chiar am fost în Parlament, am susținut cauza asta, am avut noroc că, fără să știu, erau câțiva deputați al căror soții le operasem, a fost foarte interesant. Și s-au implicat, fiindcă au văzut ce impact are reconstrucția asta asupra psihicului unei femei. Că așa e ușor să zici, dom'le, ce trebuie doi sâni? Păi nu e chiar așa, că îți pierzi și echilibru, și psihic, și echilibru chiar fizic, așa, când... cum se scoteau sânii înainte și cu pectoral și cu operații foarte mutilante așa și celălalt sân parcă creștea compensator, era un sân imens și unul fără nu era deloc și atunci era foarte greu de, nu știu, să trăiești, să ai o relație normală cu, așa, cu partenerul, să mergi la un strand, se poartă proteze externe, dar nu poți să te duci la strand, să te duci la mare, în fine. Și sunt foarte bucuros că am reușit să rezolv asta. Și practic la Casa Austria sau oriunde, într-o secție de chirurgie plastică, statul asigură costul protezelor, iar operația nu costă nimic, bineînțeles.